Deci, la început, a rămas sala cum era în perioada sovietică, încă aici era scenă, pe locul ăsta era o scenă și acolo erau scaune. Și se făceau adunările cum ca pe vremea, știți. Tamam pe vremea când am venit eu aici în funcție, am intrat în funcție, am zis că am făcut o clacă cu forțele proprii. S-a făcut o clacă, s-a scos podeaua de scânduri care era și s-a turnat aici cu beton. Pe urmă au venit meșterii și au pus teracota asta. Tot cu forțele proprii, împreună cu primarul, amândoi am pus prizele astea care trebuiesc iar pentru proiector, pentru tot ce trebuiește pentru audio sistemul ăsta. Tot am lucrat seara, am format toate astea, pe urmă au venit și meșterii și-au făcut finalul astea. Și pe urmă am încercat să facem, să transmitem online toate ședințele. Și la început a fost mai greu, pe urmă am găsit modalitatea cum să transmitem și atât de atunci, undeva în 3 ani și ceva, noi transmitem toate ședințele care sunt aici în primărie, toate ședințele Consiliului le transmitem online. Nu, și asta e clar că ajută pentru transparență, pentru oamenii sunt la curent, că acum cam toți au computere, cam toți au internet și privesc. Nu e nevoie să dați, să vii aici la ședință, dar să invitați toți care doresc, poți să asiste la ședințele Consiliului. Scopul principal al Centrului Comunitar Multifuncțional de Servicii Sociale din Comuna Largă constă în prevenirea abandonului și managerizării excluderii sociale. Și de asemenea instituționalizarea copiilor din familii social vulnerabile și a tinerilor și a persoanelor vârstnice. În centru comunitar sunt oferite așa servicii ca cantina socială, asistență socială și educațională, asistență medicală primară și servicii de igienico-sanitare. Persoanele care au condiții de trai mai grele sunt adresați la noi și noi oferim, adică, un sprijin. O hrană, un rupă spălată, o frezură, deoarece avem niște persoane care au niște condiții acasă foarte mizerabile și practic numai cu hrană din centru și trăiesc. Avem copii din familie numeroase, sunt care 4-5 din câteva familii sunt social vulnerabili, din familii care nu prea au și invalizi de gradul 1, 2 și 3. Întâi mai rar avem că mai greu să deplasați și de-am dacă mai am timp liber, îmi vorbim și restul lor clienți care e la domiciliu, care că astăzi trebuie să plec la domiciliu la doamne. La noi se oferă toate bune oficii cel mai prețuvoase. Îmi oferă gratis masă, da, ne spală haine, ne prezată, tot ce e necesar. O să au adresat persoane care deja au probleme de sănătate, adică că pentru reabilitare, în urma la insult sau cu, nu știu, copiii, din deci fac meditații, ce psihologul se ocupă cu ei, educatorii este fac timp pentru acasă, copiii care nu au posibilitate să achite la școală, adică ori domeniul juridic, vă spun, persoane care mai mult, care ține de pământ, de casă, adică de imobil, ce ține de documentație, chestii de astea mai mult civile, consultația poate. Și adică cum? Sunt cazuri când copiii sunt violați în familie. Adică la noi așa, de cum persoane care din nivou se adresau, noi ne acordăm în ajutor, adică i-am să dau îndrumare, că unde și cum, ce documente trebuie, nu trebuie să duci, ce trebuie să faci, ce.
Centrul Agenției Dezvoltare Regională Nord a fost renovată clădirea. Ea n-a fost construită, dar renovată. Din ce cauză? Că ea, ca atare, clădirea a fost încă din anii 80. Și ea nu a fost folosită, pur și simplu de cum renovată. S-a renovat tot subsolul. S-a renovat clădirea și încălzirea, și luminarea, și aranjarea, uitați-vă, toate, mobilierul, aranjarea tuturor birourilor. Au fost date 20 de calculatoare în posesia a viitorilor rezidenți, telefoane, xerox, fax. S-a instalat, de asemenea, condiționere pentru încălzire și s-a renovat toată încălzirea, sistemul de încălzire pe gaz. S-a făcut sus sala de conferință pentru incubator. În perspectivă și noi căutăm un sponsor pentru că avem un spațiu unde s-ar putea dezvolta o afacere de producții de patiserie. Avem așa un cafier, ca la bucătărie, numai nu avem utilaj. La moment, undeva 90% din teritoriul satului au acces la apă potabilă, ceea ce s-a făcut că este foarte bine. S-au făcut lucrări de reparație a apelui și ține adică de aceleași investiții, încă o dată, mă repet, sunt benefice pentru satul nostru, pentru toate localitățile din Moldova. Значит так, вода здесь очень вкусная, постоянно есть, никогда не заканчивается. Очень удобно, и стирать удобно, и для пищи хорошая, и вкусная на вкус. Ну, как в городе. Мы себя чувствуем, как в городе. У нас очень хорошие работники башни. Это женщина вот здесь она. Она за этим ухаживает, следит, у нас постоянно есть вода. Înțelegeri, practică, e gata. Ei au fost și japoneză, și m-au dat cheile. Tot e gata, înăuntru e gata. Nu mă trebuie conectat la școala de muzică și la liceu. În pavilion unde se vând lactate, carne. Sunt condiții, este WC-ul, este apă, este curent electric. Condiții bune. Nu și pe viitor, vreau zic că avem de gând să un proiect este, un proiect piese, un WC-ul public tot afară, făcut la nivel mai contemporan, cu apă, cu toate cele. Și de acum târgele sunt făcute în așa fel ca comercianți care vin cu busurile să poată intra busul lângă târgea și să fie la dos. Și cumpărătorii se treacă printre rânduri și să fie acoperit. Думаю, что только не мое мнение, а даже мнение многих примарей, это что через эти фонды, что каждый примар может какие-то проекты продвинуть, это то, что мы платим от общей стоимости проекта от 15-20%. Не всю, а того и хорошие фонды. Экономим на этом. Но эти фонды, они хороши, мы развиваем инфраструктуру. Я понимаю, рабочих мест нет, мы не можем все сделать, даже не можем какие-то предприятия, чтобы рабочие места были. Но хотя бы, чтобы тот человек, который на заработке, где-то за рубежом приходит домой, чтобы чувствовал себя комфортно, чтобы мы какие-то дороги сделали, воду, была канализация, чтобы было ему удобно приехать домой.
Но, скажем так, существенный этот самый плюс фонд дает для местного развития.